Un român a fost numit negociatorul șef al bugetului Uniunii Europene pentru anul 2025. Este vorba despre europarlamentarul Partidului Social Democrat, domnul Victor Negrescu. El a prezentat în Comisia pentru Bugete deja principalele direcții de acțiune ale legislativului european. Printre acestea se numără menținerea fondurilor alocate pentru diferite domenii și suplimentarea sumelor de bani pentru agricultură și mediul rural. Aflăm însă mai multe despre modul în care va sprijini România chiar de la Bruxelles, chiar de la europarlamentarul Victor Negrescu. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Domnule Negrescu, așadar, pregătiți bugetul Uniunii Europene. Haideți să vedem ce bani ar putea fi alocați României. Da, este o discuție foarte importantă și un subiect central în tot ce înseamnă mecanismele europene. De fapt, astăzi Europa se confruntă cu o mare provocare. Trebuie să ne asigurăm că avem resursele necesare pentru tot ceea ce au nevoie cetățenii și, în mod special, acum am văzut, nevoile din domeniul agriculturii, nevoile fermierilor și nu numai. În această logică sunt două direcții. Pe de o parte, să ne asigurăm că avem bani la bugetul european și aici sunt negocieri care sunt în curs, deci trebuie să păstrăm banii alocați României. România a primit în perioada aceasta 2021-2027 80 de miliarde de euro și principalul meu scop va fi să păstrăm acești bani. De cealaltă parte, trebuie să mă asigur că banii sunt alocați către direcțiile de interes. Pe lângă zona de agricultură, avem nevoie de sprijin pentru IMM-uri, de fonduri suplimentare pentru educație, de fonduri suplimentare pentru sănătate, de fonduri suplimentare pentru tot ce înseamnă acțiunile în sprijinul tinerilor sau persoanelor vârstnice. Și aici trebuie să ne asigurăm că programele europene sunt funcționale, se implementează acele acțiuni gândite și că banii ajung acolo unde este nevoie, pentru că, din păcate, sunt întârziere în implementarea proiectelor. Și, în ultimul rând, avem 40 de miliarde de euro care au rămas din perioada de finanțare anterioară. Și am solicitat partenerilor mei și văd că, la nivelul Parlamentului European, e sprijin pentru această idee ca cei 40 de miliarde să fie redistribuiți către statele care au performat în accesarea banilor europeni și aici regăsim inclusiv România și mi-aș dori practic să suplimentăm deja fondurile pe care țara noastră le primește până în prezent. Deci una dintre prioritățile dumneavoastră este să aduceți înapoi cele 40 de miliarde de euro pe care România le-a pierdut pentru că nu le-a folosit de pe exercițiul anterior. 40 de miliarde la nivel european sunt mai multe state care nu au cheltuit. România are o rată de absorție de 93%, una de top la nivel european, deci sunt cei 7%. Aș vrea să rămână în România și chiar să primim în plus de la celelalte state care nu au cheltuit banii alocați pentru dezvoltarea lor. Deci aici trebuie să ne asigurăm că banii rămân în visteria europeană, nu se duc către statele care au cotizat mai mult și se duc către acțiuni concrete care să reducă disparitățile regionale. Foarte scurt, dacă se poate să ne spuneți și pentru fermieri, dacă putem aduce ceva bani în țară pentru secetă și dacă dați asigurări că nu vor scădea subvențiile, pentru că a fost și una dintre temerile de aici din țară. Este o prioritate ca subvențiile să nu scadă și să aducem mai mulți bani europeni pentru agricultori și fermieri. În ultimii 3 ani am crescut sumele pentru aceștia și sunt convins că în bugetul de anul viitor vom regăsi resurse suplimentare în așa fel încât fermierii și agricultura să beneficieze de un sprijin financiar suplimentar de la nivelul Uniunii Europene.